în primul rând, mulțumim că ați venit, cei care ați venit. Îi așteptăm și pe ceilalți la zilele economiei băcăoane, care anul ăsta se vor desfășura într-un format nou, diferit de ce a fost până acum. Partenerii principali în organizarea evenimentelor din perioada 9-13 decembrie sunt cele două universități, Universitatea Vasile Alexandrie, Universitatea George Bacovia, Inspectoratul Școlar, care nu este astăzi aici, că e plecat până la Onești, nu știu ce inspecție este acolo, Filarmonica Bacău, care nici ea nu este, și în ultimul rând, prietenul Geo, Centrul de Cultură și Artă George Apostol, care este prezent. Într-un alt format, spuneam, Zilele Economiei Băcăoane, diferit de ce am făcut anul trecut Ziua Economiei Băcăoane sau diferit de ceea ce făceam până acum Gala Laureaților Topului Filmelor, din câteva motive care probabil că le-am discutat în cei 26 de ani de acum, le-am discutat cu de mai multe ori împreună și mass media și ceilalți parteneri, am discutat și neajunsurile, am discutat că firmele din județ, cele care sunt mai îndepărtate, nu reușesc să ajungă pentru că este o zi de lucru și sunt ocupați la sediile lor, după aceea drumul este anevoios, este și organizarea evenimentului, era și la o perioadă, la mai de după amiază spre seară, când toată lumea se acioa pe lângă casă. Și din acest motiv, în primul rând, am hotărât să ne ducem noi către firme, să organizăm, să împărțim gala în trei, așa cum funcționăm noi în organizarea noastră de curentă, să împărțim în trei și să facem un eveniment pentru zona Onești, un eveniment pentru zona Onești, un eveniment pentru zona Bacău și mă refer la Gala Laureaților, care a fost mai cu care ne-am obișnuit noi mai mult. De asemenea, pornind de la evenimentul de anul trecut, când am spus că ar trebui să facem pentru economia băcăoană, să-i dedicăm niște evenimente în mod deosebit și am făcut anul trecut ocazional și de centenar, am făcut ziua economiei băcăoane, o singură zi, când am pus anul ăsta pe hârtie ziua, s-a dilatat și a ajuns la 5 zile, zile economiei băcăoane, începând cu 9 decembrie și terminând cu 13 decembrie. Inițial, și vă spun acum din intimitatea organizării, inițial ne-am propus ca temele să fie mai puține. Atunci când le-am pus pe hârtie, am văzut că se adună mai multe teme de interes pentru comunitatea de afaceri. Sigur, am plecat în ziua de nouă cu prezentarea stării, o conferință de prezentarea stării economiei județului Bacău. Discuția aici putem să o facem mai largă. Facem starea economiei județului Bacău din anul 2007. Din anul 1997. În 2007 am reușit să introducem ca atribuție a Camerelor de Comerț prezentarea stării economiei a județelor în legea Camerelor de Comerț. Deci toate Camerele de Comerț din România au atribuție ca anual să întocmească o stare economiei județelor și Camera de Comerț a României să întocmească starea economiei țării. Cu părere de rău spun că din 1997 și până acum nu a întrebat aproape nimeni de starea economiei, chiar dacă este un instrument extrem de util pentru comunitatea de afaceri, pentru autorități și pentru instituții, întrucât aceste informațiile care sunt cuprinse în starea economiei, radiografia economiei de pe un an de zile folosește în stabilirea strategiilor anuale sau multe anuale ale autorităților și instituțiilor și, bineînțeles, că și firmelor. Firmele, în general, au solicitat date și au solicitat firmele care accesează proiecte de finanțare pentru că au nevoie de date generale de prezentare în proiecte.
Din păcate, autoritățile și instituțiile, în afară de, cred că ministrul economiei de la acea vreme, Varujan Vozganian, cred că în mandatul 2004-2008, la o prezentare care a avut la o întâlnire a Ministerului cu firme din Bacău, organizat în Bacău la Ateneu, atunci am prezentat starea economiei și a spus că este un material foarte bun după ce l-a răsfoit, dar am rămas acolo. Mai departe nu s-a întâmplat nimic. De aceea am spus că a trebuit să depășim această fază de interes punctual, să-i spun așa, a fiecărei autorități, instituții, că este la nivel local sau că la nivel județean, regional sau central, a trebuit să-l depășim și să creăm un eveniment pentru prezentarea economiei, unde invităm autoritățile, instituțiile și firmele importante, alături de partenerii noștri și să discutăm, să facem o dezbatere privind starea economiei, noi prezentând reperele principale din economia băcăoană, sigur, în comparație și cu economia regională și, de ce nu, și cu economia națională. Sperăm ca să fie o dezbatere sau o cunoaștere, în primul rând, a economiei băcăoane la nivelul anului 2018, pentru că analiza este după datele din 2018, la 31 decembrie 2018, și să reușim să înțelegem care sunt problemele economiei băcăoane, să reușim să încercăm să găsim soluții cu toți cei responsabili, firme, autorități, instituții. Când spunem autorități, noi ne referim în principal la primărie. Din punctul nostru de vedere, așa cum este și teoria o spune, autoritățile sunt primăriile și Consiliul Județean, instituțiile sunt instituțiile de concentrate ale statului în județul Bacău. Sperăm ca să înțelegem cu toți, firme, autorități, instituții, că aceste date ne sunt de folos pentru ca deciziile pe care le luăm să fie în sprijinul funcționării firmelor, pentru că fără firme nu putem face nimic. Fără activitate economică nu putem face nimic. Ori activității economice, din punctul ăsta de vedere, trebuie să-i dăm importanța cuvenită și să-i creăm condițiile necesare dezvoltării afacerilor lor. Noi trebuie să creștem numărul de locuri de muncă, noi trebuie să creștem veniturile firmelor, pentru că la rândul lor să se întoarcă taxe și impozite către bugetele locale, bugetele județene și bugetul național. Și în acest sens am alăturat conferinței de prezentare a stării economice a județului, am alăturat o serie de prezentare a unor teme, spunem noi, de interes pentru comunitatea de afaceri și pentru comunitatea băcăoană, autorități, instituții, mă repet, gen contribuția firmelor și a angajaților firmelor la bugetele locale, la bugetul județean și la bugetul național. Am alăturat de asemenea condițiile necesare dezvoltării afacerilor, cred că e prima, vă rog să mă scuzați. Condițiile necesare inițierii și dezvoltării afacerilor. Am alăturat mai nou de ieri, de alaltă ieri, învățământul profesional și tehnic, necesitatea comunității de afaceri și este alăturat la inițiativa unei importante firme din Bacău, Aerostaru, care a susținut ca să prezentăm această temă în dezbaterea de la starea economiei. Am adăugat digitalizarea condiției pentru îmbunătățirea comunicării între firme, clienți, autorități, instituții și cetățeni, pentru că suntem în epoca, în era, în perioada digitalizării și ni se pare nouă că între firme care sunt mai digitalizate oarecum și autorități și instituții este o distanță destul de mare, pentru că nu este corect și nu cred că este firesc ca în mileniu 3 acum să te duci să te plimbi de la o instituție la alta pentru niște acte și nu poți să le depui online și nu poți să plătești online și trebuie să pierzi o grămadă de timp. Am alăturat această temă pe care o va prezenta Universitatea Vasile Alexandrii, iar dezbaterea fiecare poate să spună ce
consideră că este necesar atât firmele cât și autoritățile și instituțiile, tocmai pentru a încerca să găsim soluții ca să avem o comunicare mai bună între firme, instituții, autorități și, de ce nu, nu în ultimul rând, cetățeni. De asemenea, prezentăm un proiect care îl avem în derulare acum, îl începem acum angajați, mai bine pregătiți, întreprinderi mai performante, pentru firmele din agricultură și firmele din construcții, industria alimentară, agricultură și construcții, și de asemenea proiectul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Phoenix, privind responsabilitatea socială, îl va prezenta Crucea Roșie atunci. Și în felul acesta vedem că, pornind de la o idee care a spus noi că ne organizăm mai bine în ceea ce avem noi de făcut ca să nu fie toate într-o zi, vedem că într-o zi s-au strâns mai multe teme de interes pentru comunitatea noastră de afaceri, comunitatea administrativă și de interes, la urma urmei, pentru noi toți. A doua zi prezentăm topul firmelor din județul Bacău, în intimitatea lui, aș spune, sau în plenitudinea lui, dacă pot să spun așa, constatând că în ultimii ani percepția despre top, și nu vorbim numai de percepția despre top, percepția băcăoanilor sau comunității de afaceri băcăoane despre top, este că este o festivitate acolo unde te duci, primești niște diplome pe care oricum le plătești, mai bei un șpriț, este distracție și cu asta s-a terminat. Nu acesta este scopul topului, de aceea facem această conferință, a separat topul, efectiv, care este un clasament pe care Camera de Comerț are obligația să-l facă anual, de gala laureaților topului. A separat topul, prezentarea topul în sine, de petrecerea, de sărbătoarea care o făceam noi, de gala laureaților, care ne-am obișnuit, în unele momente, acum, în unii ani, acum vreo 10 ani, poate mai mult, era o petrecere de pomină, să zic așa, pentru că ne prindea dimineața pe la 7 la 8 și l-am în fața aici pe Petre, care chiar împreună ne-a prins de vreo câteva ori acolo, așa că ne plăcea să stăm la șpriț până la 7-8 dimineața, că era sâmbătă dimineața a doua zi, sau știu ce era, era liber. Era plăcut. Da, era plăcut ca unii din, dacă ne gândim la unii din administrația trecută. De tristă amintire, am zice, noi băcăoane. Deci vrem să separăm, să prezentăm topul în ceea ce, în menirea și misiunea lui de promovare a economiei băcăoane, de aducerea la cunoștința factorului administrativ, politic și, de ce nu, a cetățenilor Bacăului, despre rezultatele firmelor din Bacău, celor mai bune firme din Bacău, despre dezvoltarea spiritului antreprenorial și a spiritului competițional între firme, care este mult mai mult decât această sărbătoare care o facem o dată pe an, chiar fiind la acel moment important. Recunosc și probabil că înțelegem cu toții că a fost și un moment care ne-a dus, pentru că el era plăcut, așa era o sărbătoare, ne-a dus, dar până la urmă... Socializarea, dar până la urmă trebuie să ajungem la esența lucrurilor, să înțelegem topul și realizarea topului, pentru că așa este decis de legiuitor. Topul are scopul principal de a promova economia băcăoană, de a dezvolta spiritul antreprenorial și de competiție a firmelor. Între ghilimele să spun, faceți ca ei. Prezentăm de asemenea catalogul top pe care l-a realizat Camera de Comerț Bacău ca instrument de lucru pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor. Un instrument de lucru care este util,
pentru toți întreprinzătorii băcăoane, atât cei în funcțiune, cât și pentru cei care își inițiază o afacere și, de ce nu, instrument ca, la urma urmei, care este util și pentru primării și instituțiile statului. Completând această temă, dacă grupul țintă care este prezent, MADS, este diferit de cel la care a venit luni, să spun că vin alți oameni de la autorități, instituții, atunci reluăm prezentarea contribuției firmelor și angajaților acestora la bugetele locale. Prezentăm de asemenea problemele și nevoile firmelor din Bacău în cadrul conferinței, tocmai ca ele să fie cunoscute și în felul acesta să conștientizăm fiecare dintre noi, în special primăriile și instituțiile, de nevoia sprijinirii firmelor în rezolvarea, tocmai în rezolvarea acestor probleme și nevoi. Marți începe și seria, haideți să-i spun, seria conferințelor organizate de cele două universități, Universitatea Vasile Alexandrii, Securitatea Cibernetică, prezentarea Centrului de Securitate Cibernetică de la Universitate ca pol de pregătire regional, prezintă domnul director profesorul George Curea de la Universitate, de la Tehnologia Informației și Comunicațiilor, securitatea dispozitivelor mobile, tendințe și orientări, tot Tehnologia Informației și Comunicațiilor, dezbateri, după care marți se alătură nou Centrul de Cultură și Arte George Apostol prin organizarea unei expoziții sub cupola Zilelor Economiei Băcăoane și în felul acesta creăm și o punte, o legătură între comunitatea de afaceri și cultura băcăoană, da? Și de fiecare dată, la fiecare eveniment care îl organizează, Centrul de Cultură are nevoie de sprijin, are nevoie de susținere. Știm că susținerea, în general, pe lângă ceea ce obține centrul de la minister, de la guvern, e nevoie de un supliment de venituri, de un supliment pentru a putea organiza evenimentul în mod profesional, de ce are nevoie de firme. Tocmai aceasta am vrut noi să facem, sau vrem noi să facem, o comunicare mai bună între firme și actul cultural, acum prin Centrul de Cultură și Arte George Apostu, o socializare, între cei care au participat la conferințele de dimineață și la prânz și după amiază, seara, la expoziție. Geo explică mult mai bine când vrea să explice. Ziua treia, miercuri, începem cu conferințele de la Universitatea Vasile Alexandrii, contribuția mediului universitar la dezvoltarea antreprenoriatului și afacerilor din județul Bacău, unde coordonator important, principal, este domnul decan Ovidiu Turcu, care este aici lângă noi. Rolul universității în dezvoltarea economiei băcăoane, strategii de firmă versus strategii de afaceri în mediul de afaceri local, fluxurile de comerț internațional în județul Bacău, prezintă doamna Danu, prezintă domnul decan Turcu, prezintă doamna Harja, care este și directoare la Direcția de Statistică Bacău, și investițiile pe piața de capital și oportunități de afaceri în județul Bacău, prezintă Costel Ciocea, președinte la SIF. Și nu în ultimul rând, dezvoltarea antreprenoriatului băcăoan prin implicarea Societății Antreprenoriale Studențești, prezintă doamna conferențiară universitară dr. Roxana Mironescu. În a doua parte, începem galele laureaților firmelor la Moinești, începem cu Moinești în ziua de 11 decembrie. La Magic Garden, la Dărmănești, este pensiunea și salonul lui Gică Mirea, probabil că va fi o plăcere pentru unii dintre
dintre participanți se întâlnească cu Gică Mirea, pentru că el este un pătimaș, un sufletist într-ale afacerilor, așa, și discuțiile cu el întotdeauna sunt plăcute. Unde, în sinteză, prezentăm cam foarte pe scurt ceea ce am prezentat în cadrul conferințelor și probabil o concluzie după conferințele de luni și de marți, atât starea economiei, cât și topul filmelor, cât și condiții, probleme, contribuția filmelor la bugetele statului, după care va avea loc înmânarea distincțiilor laureaților topului filmelor din zona Moinești. Pot să vă spun și este o temă de analiză pentru noi toți, o să prezentăm la starea economiei. Filmele, repartizarea filmelor pe zonele de prezentare ale noastre este următoarea: Bacău 1300, Onești 300, Onești 321, parcă și zona Moinești, și zona Moinești 197. O să încercăm să separăm și în zona Bacău, să separăm zona Podul Turcului, zona de competență a judecătoriei Podul Turcului și zona de competență a judecătoriei Buhuș, să vedem ce rezultă de acolo, dar este previzibil ce rezultă. Economia Bacăului este concentrată în zona Bacău, iar zonele care sunt mai departe de Bacău sunt firave, dacă este să spun oarecum elegant. Sigur că este o temă de dezbatere. În dezbatere de la starea economiei băcăoane a trebuit să fie evidente aceste lucruri și să încercăm cu toții, repet, autorități, și când spun autorități, spun primărie și Consiliul Județean, repet, instituții, dacă e să vorbim de la parlamentarii noștri până la ultimul Consiliu Local, în ordine alfabetică, ca să nu mă judece Cătălin, că zic că l-am făcut ultimul pe nu știu care, Pe Buhuș, da? Până la ultimul Consiliu Local, trebuie să găsim soluții pentru a echilibra aceste diferențe mari sau a le mai nivela. De echilibrat, n-o să le echilibrăm noi, pentru că, în primul rând, cred că ține de multitudinea cumpărătorilor, a clienților care sunt în acea zonă, și este normal că acolo unde sunt clienți mai mulți, cifrele de afaceri să fie mai mari, iar acolo unde sunt clienți mai mulți, cifrele de afaceri să fie mai mici, dar cred că nu sunt numai aceste lucruri, este vorba și de taxele și impozitele care sunt percepute de autorități, de primării, pe terenuri, pe clădiri, pe celelalte taxe și impozite, care în unele autorități teritoriale sunt mai mici, iar în altele sunt mai mari. Ba chiar, aș spune, nepotrivite, pentru că sunt la limita maximă permise de lege, și probabil știți la fel ca și noi. O să încercăm să punctăm câteva din aceste constatări pe care le facem noi la această radiografie și lăsăm la îndemână, la libertatea celor prezenți, firme sau instituții și autorități să tragă concluziile de rigoare și, repet, să încercăm să găsim soluții ca firmele să creeze locuri de muncă și firmele să aibă la urmă urme venituri mai mari, profit mai mare, ca să poată să plătească mai multe taxe și impozite, să alimenteze la urma urmelor bugetele locale și bugetul consolidat al statului. Este extrem de interesant ideea contribuțiilor, de prezentarea contribuțiilor la bugete, pentru că, și spun asta, pentru că am constatat, și de ce nu recunosc, că nici noi nu știam cam cum se constituie bugetele de la nivel local până la nivel național, cam câte procente se duc la fiecare în parte, cum se distribuie, și recunosc că nici firmele nu știu și, ce este mai rău, că nici multe dintre autorități nu știu. Primele interesate sunt autoritățile, primăriile, pentru a vedea cum își proiectează bugetele.
ce fac ca să-și alimenteze bugetele în funcție de nevoile pe care le au ele. Sigur, cetățenii, locuitorii sunt cam aceiași, casele sunt cam aceleași, terenurile sunt aceleași. Suplimentul de venit poate să rezulte numai de la existența afacerilor și de la existența firmelor. Existența firmelor este esențială în viața noastră. De aceea, firmele trebuie privite cu toată atenția și ajutate, ca în limitele legii, să creeze locuri de muncă și să-și dezvolte afacerile. Firma este interesată, misiunea de bază, menirea de bază a firmei este să obțină profit. Deci firma, patronatul, are această idee foarte bine întipărită în modul lor de a fi, în conștiința lor, în mintea lor, și fac tot ce este posibil ca să obțină profit cât mai mare. Ori și autoritatea autoritățile și instituțiile trebuie să creeze cadrul general ca să ajute firmele să creeze locul de muncă și să obțină profit. Este discuția mare aici. Câte firme au pe vacă? 1300. 1000, Mihai? Spune. Aducem datele exact ca să nu... Eu spun așa, eu spun din amintiri de la o anumită sinteză care am făcut. Nu. Le-am văzut la începutul împărțirii lor, după ce le-au mai așezat băieții, au mai rezultat niște diferențe, dar le știe, Mihai, le prezentăm acum punctual pe fiecare. Da, la ora 5, joi, când noi suntem, joi, aceeași ce am făcut la Onești, ce am făcut la Moinești, facem și la Onești. Da? Se termină gala laureaților cu o recepție făcută la Gică Mile, acolo în salonul lui, la Onești, este la salonul Alexander, se termină la fel cu recepție. Tot joi, în timp ce noi suntem la Onești, va avea loc concertul de joi la Filarmonică, care de această dată este sub cupola Zilelor Economiei. Este un concert dedicat comunității de afaceri, am spus eu. Tocmai pentru a întregi șirul acesta de evenimente dedicat Zilelor Economiei Văcăni. Vineri, ne zici? Da. Zine. O mie? Vă zic imediat. Vă dau lista pe ecran ca să o vedem cu toți. Toate astea? Nu, că vi le dăm pe alea bune. Astea sunt de lucru, astea le mai aranjăm. Sigur, asta este situația așa. O să o spunem în stare economie, o să fie prins în stare economie acolo. Toate o să le punem pe site, deci aveți posibilitatea să le descărcați de acolo oricând. 1362 la 321 la 196. Sigur, dacă vreți, puteți să le vedeți și desfășurate. Dar poți să faci o fotografie și ia-ți-le pe telefon, dacă vreți să vezi. Că ele sunt după aceea și pe agricultură și pe industrie, cu toate ale ei, alimentare ușoară, lemn și prelucrătoare, construcții, comerț, construcțiile nu trebuie pus la 6 acolo, construcțiile este separat, total construcție era. Da, în sfârșit, ai... Deci, după cum vedeți, comerț, serviciile, s-a inversat puterea, să spunem așa, în domeniile noastre. La un moment dat era comerțul principal, acum, după cum vedeți, sunt serviciile,
Era și normal să întâmple asta, noi am spus de mai mult timp că se va întâmpla, s-a întâmplat. Sigur, nu avem niște firme extraordinare, să constatăm că clasate în top sunt 1879, sunt 1362 la 321 la 196. Dar când ne luăm și le scuturăm și avem prezentat, o să prezentăm undeva în starea economiei, vedem că firme cu care se poate lucra sau firme care sunt pe trendul bun sunt în jur de 1000, nu sunt așa de multe. Deci avem foarte, foarte, foarte mult de muncă. Ai făcut, Cătălin, da? Deci vineri același lucru și la Onești, ce am făcut la Moinești, și la Bacău, ce am făcut la Moinești, ce am făcut la Onești, facem și la Bacău și în acest fel încheiem zilele economiei băcăoane în acest format nou care ne gândim noi de vreo 3, 4, 5 ani, nu știu cât să-l facem, nu l-am făcut din motiv că la un moment dat am trimis și chestionare către firme și am consultat cum să facem. Firmele răspund așa cum știți cu toții, firmele au treburile lor, nu se ocupă de lucrurile astea, le interesează activitatea lor, profitul lor. Sunt foarte, foarte puține firme care interesează, care privesc și către interesul general și sunt excepțiile care întăresc regula. V-am spus, domnul Filip a primit luni dimineață invitația, la ora 12 deja mail-ul a fost la noi în care ne-a spus că trebuie să prindem și învățământul, să participe și directorii de licee la aceste prezentări, la dezbatere, inspectoratul școlar și directorii de licee. Noi hotărâsem, că așa este întâmplarea, hotărâsem vineri ca să invităm toți directorii de licee, indiferent dacă sunt vocaționale sau sunt licee teoretice, am hotărât să invităm tocmai pentru a crea această socializare, această discuție, dezbatere, a participa și ei la această discuție, dezbatere, pentru că la urma urmei produsul activității lor, absolventul, trebuie să-și găsească un loc de muncă în mediul economic. Tocmai de aceea am zis că este bine să discutăm la aceste dezbateri, să participe, chiar dacă la început nu vor fi activi. Dar eu cred că în timp, eu știu, peste câțiva ani de zile, vor fi activi în ceea ce privește probabil stabilirea numărului de elevi pe o anumită profesie care îi pregătește un liceu. Cred că ar trebui să se schimbe ceva. Numai discutând se poate schimba. Dacă nimeni nu discută, sau dacă firmele nu discută cu ei, dacă ei nu discută cu firmele, dacă nu găsim cadrul necesar, atunci tot o să bombănim așa, nici nu știu până când. Sigur că același lucru se întâmplă și cu universitățile, care discutăm de nu știu când. Universitățile zic da, când cerem la firmele își văd de ale lor, trebuie să găsim noi un cadru de dezbatere normal și firesc, astfel încât lucrurile să fie în firescul lor, în activitățile, în ceea ce privește activitatea noastră. Cam așa ne-am gândit noi să organizăm anul acesta. Nu trec mai departe la prezentarea, că nici nu le avem gata toate materiale, cele care ne privesc pe noi, și probabil că nici ceilalți parteneri, nici Geo chiar nu este pregătit, care el are lucrările pregătite, dar trebuie să facă amenajarea pentru atunci când o fi atunci, că până atunci mai are și el o grămadă de lucruri. El știe ce are de făcut, eu am discutat cu el, el se gândește, mă scutește pe mine de a mă implica, că nici nu am cum să mă implic, dar ce să-l ajut să-i țin tablourile acolo, nu știu ce să fac eu, sau ce să facem noi, glumesc. Nu sunt pregătite celelalte materiale, nu le avem pregătite pe toate, o parte le avem pregătite, sunt în construcție. V-aș ruga, dacă vorbesc despre asta, pe toți care sunteți aici, de partea asta a mesei, dacă puteți să publicați chiar din amănuntul clasament, nu dăm clasamentele toate, dar din amănuntul clasamentelor date de sinteză pe care vi le putem pune la dispoziție, mai discutăm, vi le punem la dispoziție. Despre ce se întâmplă cu firmele în agricultură, care sunt rezultatele. Sigur că le știm, pe astea le știm. Sunt sintetizate, sunt făcute toate.
despre ce, și la fel, la fel la toate celelalte domenii. Putem să prezentăm, aș zice, l-am pe Petre aici în față, care el a mai făcut chestiuni din asta, să prezentăm comparativ cu anii trecuți. La toate domeniile, la importuri și la exporturi și la importuri, încă n-am intrat în posesia datelor, că trebuie să le, iar să facem demersurile greoaie pe care le facem de nu știu cât de timp, să rugăm pe doamna Harja, doamna Harja să roage Ministerul sau Institutul Național. Chiar e ok, doamna Harja, nu. Ceilalți sunt faptul că datele astea nu sunt transparente și ele nu sunt publice, e o problemă. Trebuie să te rogi de Institutul Național de Statistică, că nu știu de ce este la ei, mare și Ministerul pentru Mediul de Afaceri, date din astea, dar trebuie să vezi care sunt produsele din Bacău, care sunt firmele din Bacău care exportă, care sunt produsele din Bacău care merg și pe ce destinații merg, la fel și pentru importuri, care sunt produsele care se importă în Bacău, de pe ce destinații provin ele, măcar date din astea generale, nu alte date, că nici nu ne interesează pe noi alte date, dar este important și interesant din punctul de vedere al firmelor, că poate una din firme îi vine o idee bună, îi se năzare o idee bună, are o idee bună și vrea să-și ducă și el produsele pe relația aia, pe relația apropiată, că asta este dacă se cer pe o anumită piață. Te duci tu pe piața aia, nu-l deranjezi pe nimeni din cei care exportă acum. Sigur, o să mai prezentăm în starea economiei și situația investițiilor străine, adică a firmelor străine cu a firmelor capital străin. Este interesant acolo, așa, din cât știu eu, să vedem din total investiție străină cât mai este în funcțiune acum, cam la cât la sută din investiția inițială mai este în funcțiune. Nu cred că este important să știm câte locuri de muncă creează capitalul străin. Am putea și să facem și asta, dar este, nu știu dacă este atât de important de scos în evidență. Ce este important aici? Este important că dacă acum câțiva ani de zile aceste date le luai, erau pe site-ul ONRC-ului și le găseai specifice pentru fiecare județ, acum nu se mai face lucrul ăsta pe județe. Deci dacă vrei să vezi în Bacău care e proveniența capitalului străin, nu mai poți vedea. Câte firme sunt în Bacău, nu mai poți vedea. Și tot așa. S-au diluat raportările sintetice pe care le făceau ei și acum va trebui să ne ducem și să-i rugăm pe Registrul Comerțului și Registrul Comerțului de ei să roage pe Registrul celălalt, al național, să le dea voie, să ne dea datele astea de sinteză și tot așa, dar sperăm să le avem făcute. În rest, situația IMM-urilor nu cred că trebuie prezentată separat, pentru că situația generală este identică cu situația pe IMM. 99,8% sunt IMM-uri. Noi în Bacău avem mari și foarte mari, avem 30 și ceva de firme. Deci 30 ceva de firme din 10.864 care sunt cu bilanț depus. O să vedeți când prezentăm atunci sau cei care veniți înainte și vreți să vă documentați un pic, vă dăm tabelele, toate că tabelele sunt făcute. Este o diferență destul de mare între firmele active juridic, să le spun așa, chiar cele cu bilanț depus și cele cu cifre de afaceri mai mare decât zero. Este o diferență, cred că, de vreo 3.000 de firme, înseamnă o treime, care sunt într-o stare incertă, nu sunt într-o stare de activitate a firmelor. Starea asta incertă este
cifra de afaceri zero, deci nu funcționează, cifra de afaceri mai mică decât zero, da? Și asta este o temă care aș vrea să o lămurim, probabil noi cu CECAR-ul și cu finanțele publice, sunt niște erori... Nu înțeleg. Da. Sunt șase... Sunt șase, dar nu vreau să... Pe bilanță sunt așa. De la teorie la practică este destul de mare. Așa îți depuse bilanță. Deci am intrat în inginerii financiare de acum. Îmi permit față de Ovidiu, că noi am fost colegi. Și, deci sunt, cred că este o înregistrare greșită a contabilității, este o comunicare greșită între contabilitate și administratorul firmei și rezultă, la șase firme din Bacău și le știm care sunt ele, rezultă cifre de afaceri negative. Mi-a explicat mie Ioana, care ține contabilitate și contabilii explică și de aceea spun că ține de contabil, că nu au fost plătite niște facturi, s-au înregistrat cu ele și după aceea sau până când au depus la începutul anului, până când au depus bilanțul, le-au ștornat, nu știu ce au făcut, este o inginerie pe care eu nu o înțeleg. Da? Dar sunt șase firme cu cifre de afaceri negative. Eu sper să o lămurim în anii viitori cu finanțele. Normal ar fi chiar depunând bilanțul online, ar fi normal să fie ok acolo să nu primească bilanțul. Este greșit. Da, că a greșit contabilul, că a greșit administratorul, că nu s-a înțeles administratorul contabil, că de aici poate să rezultă, n-a comunicat bine unul cu altul, n-a înțeles ce îi spune contabilul. Contabilul a zis, dacă ăla nu zice nimic, eu îl depun așa. L-a depus așa și... Mă scuzați, dar sunt niște filtre în momentul când introduci un calculator care nu te lasă să faci enormități. Da? Deci dacă ai intrat pe minus cu cifra de afacere, nu te lasă să introduci următorul pat. Adică noi vorbim din datele reale care există, bilanțuri depuse și trecute, ajunse la Ministerul Finanțelor. Și datele reale, vă povestesc. Vom afla. A ta e reală, teoretica mea reală, completă. Dar cifra de afacere înseamnă vânzări firme, nu? Nu neapărat vânzări. Poți să faci servicii, să ai depozite financiare și să-ți vină asta, dobânzele și ai tot venit. Dobânzi financiare. Adică venituri financiare să registrezi. Venituri, da. Și dacă nu ai obținut... Să trebuie și eu metodistul de la finanțe. Interesant. Acum mai sunt... E cam tânăr, putea să nu Mai sunt specie, mai sunt greșeli multe care se fac la depunerea bilanțelor și eu aș vrea ca ăsta să le rezolvăm. Sau aici ar fi, sau și aici ar fi interesul instituțiilor statului, a finanțelor în primul rând, a ITM-ului, a JOFM-ului. Sunt activități încadrate greșit față de activitățile care se desfășoară. Și aici sunt multe. Dau o industrie importantă, jumătate din firme sunt încadrate greșit, au codul CAEN încadrat greșit. Da? De ce spui? Jumătate. Domnul Nu notați, nu treceți cancanurile astea, că sperăm să le rezolvăm. Eu când le-am spus, azi, dă-te-vă, tu vrei să ne fentezi ca să venim noi să modificăm actele la tine și să ne mai iei tu niște bani acolo. Bă, voi faceți cum vreți, nu asta e problema, că voi sunteți încadrați greșit ca activitate. Sunteți încadrați pe textile când voi faceți confecții. Asta înseamnă, care sunt urmările? Urmările sunt cele de raportare, când se fac rapoarte, analize, cum le facem noi acum. Consecințele sunt că atunci când sunt proiecte de finanțare pe aceste activități, ei nu se regăsesc cu activitățile lor pentru că iau codul greșit. Și atunci o să vadă, dacă vor să acceseze un program de finanțare, când vor să acceseze, văd că nu au încadrarea bună. Și încep să facă cei care vor să facă acte sau încep să înjure pe toată lumea, când vinovați sunt ei
și consultanții care au făcut actele. Sigur că aici și cu... Cred că s-ar putea să ne, să ne situăm, să ne statuăm și noi prin unele cazuri. Că ai luat repede, așa e, ci codul ăla, nici nu te-ai mai uitat, a trecut codul și încadrarea nu este bună. Ca să vă spun că acum, într-o zi, am avut o dezbatere cu o firmă din Comănești care produce cărbune pentru foc și nu știam când îl produce. Da, și în codul Caen, și eu vă spun că la această oră nimeni nu știe, nici consultanții, nici Registrul Comerțului și nici noi nu știam până acum câteva zile, că se produce cărbune în afară de metoda tradițională și care nici măcar nu este încadrată la codul la care era încadrată firma, este încadrată la exploatare forestieră, producere de cărbune în mod tradițional, ăla care face o grămadă de cărbune în pădure, pui lemnul, o acoperi cu pământ, îl pui să ardă și el arde mocnit și se face cărbune. Deci aia este metoda tradițională, mai este o metodă și trebuie să spunem acum că am descoperit o metodă prin distilare. Inginerilor și tot ce sunteți fiecare, prin distilare, adică într-un rezervor... Nu este alcool? Iese și alcool. Iese, nu alcool, sunt trei componente ale distilării, lemnului. Iese acidul acetic, da? este o compoziție, un sos, să-i zicem așa acolo, iese acidul acetic și gaz. Deci gazul se folosește după aceea în alimentarea, în arderea, în încălzirea celorlalte rezervoare care le are. De fapt, e ca o oală sub presiune, să spunem așa. E un rezervor în care pui lemne, dar nu au lichid, nu au nimic. Ele sunt uscate așa cum le pui. Da? Din ele le încălzește la 400 de grade și rezultă trei componente. Cărbunele, distilat, acidul acetic, soluția asta din care o descompui și până la urmă obții acid acetic, nu-i tot acid acetic, un fel de oțet, da? Și gazul, care gazul folosește pentru arderea la instalațiile celelalte. Este interesantă chestiune, au trecut 40 de ani de inginerie și nu știam lucrul ăsta, da? Noi nu mai tăiem așa și facem cărbune, dar este interesantă chestiunea asta. Și ăștia nu sunt cu cifra pe minus de afaceri? Nu, ăștia tocmai că aveau o cifră importantă, aveau vreo 1 milion și ceva de euro și am zis, nu face ăsta 1 milion de euro din nimica toată, știi? Pentru că nu e disponibil pentru toată lumea, deci sunt cauții speciale. Da. L-am găsit. Deci este încadrarea greșită a activității, codul Caen, a activității principale, la mulți, care este greșeală, iar eu zic că este mai puțin a administratorului, omul din firmă care să... Geo, vrei să pleci? Două vorbe, spune și noi acum cum este cu expoziția, cu patrimoniul la centenar, poate înțelegem și noi mai bine. Două vorbe spune. Sunt așa, am zis. am și eu două vorbe, am auzit. Când prin anii 95-96 veneam cu un proiect, cu o temă în spațiul românesc, și anume programul sinergetic economie-cultură, cultură-economie, foarte mulți au fost cei care s-au uitat la mine atraver, adică cruciș. Tema a rămas fără subiect pentru că nimeni nu știa, poate nici eu nu am reușit să explic mai bine, de ce era nevoie de această temă chiar atunci, la începuturile a ceea ce urma să se întâmple în spațiul economiei românești și al culturii românești. Ceea ce a făcut de atunci încoace Camera de Comerț și Industrie Bacău se instalează chiar, după părerea mea, în această temă. Se instalează chiar foarte bine, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem astăzi două lucruri importante, și anume că, iată, Camera de Comerț și Industrie Bacău iese din spațiul ei și trece dincolo de ziduri, ajungând chiar în zonele importante, acolo unde se petrec lucruri importante pentru ceea ce înseamnă economia băcăoană. Și asta nu este un lucru ușor, este un lucru greu, este un concept nou. Mă bucur că după multe frământări conceptul ăsta ajunge să fie pus în practică. Aici este de toată lauda cei care au lucrat la acest
la acest concept, la acest proiect. Este foarte bine că se întâmplă așa. De ce vorbesc eu despre centenar încă? Pentru că centenarul încă este într-un parcurs normal, firesc, istoric. Măcar până la anul iunie vom discuta despre ceea ce a însemnat centenarul. Discutăm despre centenar și despre anii care au trecut, pentru că trebuie să vedem de unde venim. Discutăm despre timpurile de azi, pentru că trebuie să vedem cine suntem. Și discutăm despre ziua de mâine, pentru că trebuie să vedem ce putem deveni. Iar o instituție de acest tip, Camera de Comerț și Industrie, se vede că este importantă în spațiul economic și cultural al unei societăți. Eu nu pot să fac altceva decât să vă invit și la Centrul de Cultură George Apostu în ziua de 10 decembrie pentru a socializa, pentru a discuta puțin despre ceea ce înseamnă cultura băcăoană și nu numai cultura băcăoană în anii centenar, pentru că mai spuneam și altă dată, cu puțină tristețe, ce se va întâmpla în momentul în care va veni în sfârșit și ziua de 1 decembrie 2018. Vom răsufla ușurați. Așa s-a și întâmplat în anul 2018, din păcate. E bine să readucem în discuție acest concept al centenarului, să spunem celor care au înțeles că noi suntem aici de 100 de ani, că nu suntem numai de 100 de ani, că de 100 de ani noi suntem într-o altă dimensiune pe care istoria a consacrat-o și că avem multe, foarte multe de spus tuturor celor care vor să găsească și la noi idei, gânduri pentru progres. Pentru că, în fost definitiv, cultura, așa cum am mai spus, și altă dată, pe o temă care ar trebui dezvoltată, poate fi, dacă nu chiar este, motor de dezvoltare economică. Deci acest lucru ar trebui să apară și în aceste zile, în discuțiile care vor avea loc în aceste zile, cultură, educație, economie, antreprenoriat, toate aceste lucruri sunt dinpreună forța pe care o societate poate să o demonstreze pentru ceea ce înseamnă partea de dezvoltare. Eu vreau să-l felicit pe Doru și nu o fac așa cu cuvinte oarecare, pentru că încă ține sus steagul acestei instituții. Îi cunosc și gândurile pentru viitor, unele dintre ele, nu toate, care sunt foarte aplicate acestui dialog permanent care trebuie să se întâmple între mediul de afaceri, societate, instituții, pentru că dincolo de ceea ce înțelegem noi teoretic prin economie, care încet, încet nu mai este o știință, așa cum spuneam și altă dată, este un set de valori, vine și înțelegerea a ceea ce putem noi să facem pentru timpul care urmează, și pentru noi, dar și pentru cei care vin pentru noi. Iar Camera de Comerț dovedește că poate prin acest efort de convingere care ține de relația cu instituțiile, fie ele publice sau din spațiul antreprenorial, cu oameni, pentru că aici vorbim despre o parte importantă a acelui set de valori de pe care vă vorbeam, că este economia, cu oamenii, cu cei care produc de altfel valoarea, este un lucru extrem de important și sper să fie un succes această propunere venită din partea Camerei de Comerț și Industrie Bacău, acest proiect, acest program pentru zilele din început de decembrie 2019. De comunicare din asta așa de după program, dar și înăuntrul conferințelor, ceea ce se va discuta, se va vorbi, pentru că important este să avem un dialog permanent. Asta definiți comunicare bună și vă rog pe noastră plâmbă. Definiți participare bună. Spun eu prima dată și eu spun așa cum facem noi. Deci astăzi se termină de transmis invitațiile la autorități și instituții, deci cu două săptămâni jumătate înainte, la toate primăriile, la toate instituțiile din Bacău, la cele regionale, la o parte din invitații care nu apar în mod public. Și aici vorbesc de
seniorii pe care, dacă mai știți cu toții, bătrânii economiei bătcăoane, gen domnul Antoche, domnul Ion Plăcintă, Sersa, cei pe care corifei care știți foarte bine și sunt mulți care nu se văd. Trimitem cameră de comerț, da? Trimitem nouă parte, nu la toate, ai noi trimitem la cei la care ne-au trimis invitații la ei, le trimitem și noi, nu ne-au trimis, nu ne bate în cap cu toată lumea, că oricum nu vin. Deci terminăm de trimis astăzi invitațiile, deja de luni este începută comunicarea, dialogul cu fiecare dintre ei și vă garantez că fiecare dintre ei este sunat și se vorbește cu el de cel puțin 5 ore. Cu fiecare în parte, firmă sau instituție sau primărie ce sunt ei. De asemenea, la începutul creionării ideii noastre, primii cu care am discutat au fost partenerii. Universitățile, Filarmonica și cu GEO și Inspectoratul Școlar, mai apoi i-am dat telefon doamnei Inspector General, i-am dat telefon Mihaelei Ciuc, de fapt, care se ocupă de învățământul profesional și tehnic, a zis da, i-am dat telefon doamnei Inspector General, a rămas că ne vedem diverse invitații, l-au acceptat, nu este nicio problemă. Următorii pe care atunci am făcut invitațiile, fiind acum vreo săptămână și ceva, când am definitivat invitațiile pe fiecare categorie în parte, m-am dus la prefect și la președintele Consiliului Județean, pe prefect l-am găsit, o sprijin din partea prefectului, sigur am vorbit și cu viitorul, și cu viitorul prefect, am vorbit și cu viitorul prefect și i-am spus, probabil că mâine, poi mă întâlnesc și cu el și îi spun de la amândoi avem asigurarea că se implică nu în sensul de a ne ajuta, că așa ne-a întrebat prefectul. Ce doriți de la mine? Cu ce să vă ajut? Cu nimic. Nu vrem nimic. Doar vă rugăm să dați o dispoziție să participe instituțiile și dacă se poate să participe în toate cele 5 zile. Așa este normal. Cel puțin conferințele sau pentru conferințe, instituțiile sunt principalii parteneri de dialog, da, și de lucru, de altfel, a firmelor. Deci trebuie să fie acolo, este interesul lor. La fel și la Consiliul Județean, că din păcate era pe șantier, nu ne-am întâlnit cu el, dar să ne întâlnim pe șantierul cu centura vestită. O să-i spunem, el a zis și el la telefon, da, știe, da, primăriile, în general, noi le convingem și care au devenit vin, nu ne așteptăm să vină toate. Nu ne așteptăm să vină toți, dar dacă la Moinești, zona Moinești, însemnând de la Scorțeni în sus, da, până la și dincolo Dofteana, și până la Ghimeș, tot ce ține acolo, Moinești, Comănești, Dărmănești, unde sunt 18 UAT-uri, da, și cele 200 de firme din cele 2000 câte sunt în zonă, dacă vin 70-80 de participanți, este bine. Dacă sunt 70-80, adică să fie vreo 30 de firme, să fie vreo 30 și ceva de autorități, instituții, ce sunt însemnând primării și instituțiile de concentrate prelungite la Moinești, la Comănești, la Dărmănești, însemnând ANAF-ul are prelungire, însemnând poliția are prelungire, însemnând ITM-ul, AJOFM-ul au prelungire. Dacă vin la acest nivel primăriile cu instituțiile care sunt acolo și cu cele, sperăm noi, 30-40 de firme, înseamnă că scopul nostru, misiunea noastră este realizată. Dacă noi reușim să facem o discuție, o dezbatere, o socializare între firme și instituții, este foarte bine. Numai la acest nivel. La Onești ar trebui să fie vreo 100, la Bacău ar trebui să fie vreo 150. Deci ceea ce făceam noi cu 300, cu 500, cu 1000 cât am făcut, deci odată, este mai ușor pentru noi de gestionat, că într-adevăr, nu o fi numai Mihai cu mine, dar e mai ușor de gestionat un om, doi oameni, nu mai trebuie atâți oameni ca să gestioneze tot județul și atunci l-am împărțit în trei. Și la Moinești este Gabi Niță, este angajat de două luni și ceva, da? A fost angajat la RAFO.
care e responsabil pe zona, pe zona Moinești. La Onești este responsabil Cezar, pe care îl cunoaște, și cu Gabi Cernat, care și el îi venit de o lună și ceva. La Bacău e responsabil Mihai și cu, și cu Angela. Mihai gestionează el pe toți 1300, de altfel am și râs, am râs, oarecum, oarecum să zic așa. Primul care a terminat transmiterea invitațiilor a fost zona Bacău, unde sunt 1300, iar ceilalți cu 200, cu 400 nu l-au terminat. Astăzi, că, acum când a început să voi să veniți, discutam că n-au trimis, nu au început să transmiterea la, la autorități și la instituții. Este extrem de important, oamenii au programe, este începând de decembrie, este sfârșit de an, fiecare are programul lui. Dar dacă participă 30-40% din autorități și instituții și, și la Bacău, dacă sunt aproximativ 70-80 de firme, este, este bine, noi ne realizăm scopul nostru. Încet, încet, poate obișnuim comunitatea băcăoană să participe la evenimente de interes economic. Noi vedem că acum s-au adunat multe, că ne-am pus pe hârtie, și de ce? Și din păcate este și greșeala noastră, este, este, este a tuturor, că nu organizăm evenimente economice în timpul anului. Deci ele trebuie organizate cât mai multe evenimente economice de interes major, de interes general, gen condițiile, condițiile necesare de dezvoltării afacerilor. La universitate au mai fost. Cu camera. Le știm. Le știm. Există, ca să, foarte scurt, există o, o criză a societății românești, și nu numai a societății românești, astăzi în lume. Este criza dialogului. Cunoașteți foarte bine lucrul ăsta. Ori, ce face Camera de Comerț și Industrie Bacău, după părerea mea? Pune la dispoziție tuturor actorilor implicați un instrument, instrumentul dialogului. Deci poftiți la dialog, poftiți la această masă rotundă, mese, rotunde, întâlniri, etc., 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 tocmai pentru a discuta despre ce este mai puțin bine, de a vedea ce este bine și de a pune mai departe în pagină ceea ce ar putea să fie foarte bine pentru toți. Ăsta este instrumentul pe care îl pune la, la dispoziție acum Camera de Comerț. De-aia eu spuneam că m-aș bucura să fie o prezență bună din partea tuturor actorilor implicați în acest proiect, foarte, foarte important și frumos pentru ceea ce înseamnă județul Bacău. Apropo de actori, a fost vreodată în, în centru de, de, de cultură o reuniune a oamenilor de afaceri? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Dar nu de genul... Nu în ultimii, nu în ultimii 2, 3, 4 ani, poate, dar de foarte multe ori. De foarte multe ori. Ba la începuturi erau mai multe astea decât celelalte, pentru că era un spațiu care era redescoperit ca spațiu de întâlnire. Noi ducem lipsă la Bacău, din păcate, de astfel de spații de întâlnire. De-aia și aici, poate și autoritățile, poate și cei implicați în spațiul acesta antreprenorial, ar putea să se gândească la cum am putea face să apară astfel de spații de întâlnire, spații de conferințe, sunt universitățile puțin. Spațiul de conferință de la, de la, vorbim de spații aici, de ce înseamnă universitățile spații pentru cultura națională. Vorbim despre spațiile de la centrul de afaceri, e puțin lucru. Acolo nici măcar nu s-a amenajat într-un fel în care să fie primitoare. Deci sunt foarte multe lucruri care țin într-un concept foarte clar de ce trebuie să devină Bacău cu spațiile lui de întâlnire. Iată, eu stau din, din 2006 cu un proiect de realizare a, unui spațiu de 120 de locuri, modular. Este făcut proiectul, dar nu s-a găsit niciun ministru de atunci până astăzi care să spună, poftim banii, mergeți și construiți acest spațiu pentru că el este important. Ăla era un spațiu important nu numai pentru cultură, era un spațiu important și pentru ceea ce spuneați acum, adică pentru rolul pe care ar trebui să-l aibă aceste spații pentru întâlniri. Iar întâlnirile astea pe care face Camera de Comerț o dată pe an, de fapt ar trebui să se petreacă o dată pe lună, după părerea mea, secvențial vorbind.
nu în întregul, așa cum camera îl pune acum ca program pentru aceste zile de sfârșit, de sfârșit de an. De-aia eu cred că trebuie să ne aducem mintea acasă și să facem mai mult pentru ceea ce înseamnă toată partea de societate în întregul ei, fie că este vorba despre economie, fie că vorba de educație, de cultură, de sănătate și așa mai departe. Se vorbește mult, se face puțin. Ce îndrăznește să facă camera de comerț este să pună la dispoziție niște instrumente care trebuie luate, trebuie asumate și duse mai departe în societate. Ăsta e și rolul ei, de altfel, după părerea mea, atât cât mă pricep eu. Vreau să vă spun ceva din intimitatea organizației. Nu vreau să devalez faptul că am o îndelungă relație de prietenie și colegialitate cu domnul președinte Simovici, dar am să o fac până la urmă și am să-i dau dreptate într-un totul, fără rezerve. Tu când ai venit? Aici? Acolo. Acolo? În 84. 85. 85? Eram vechi, eram din 83. Dar vreau să-i propun un lucru pentru anul viitor, ca să aibă o predicție asupra ceea ce se va întâmpla, și anume faptul unui eveniment pe care eu l-am trăit. Vorba unui prieten bun, eu nu numai că am citit legea 31 și adăugirile sale, eu am trăit-o. Deci s-a întâmplat acum mulți ani în Germania, am fost la un prieten din România care, de sărbătorile de iarnă, care m-a invitat la vecinul lui, cu care avea o casă împreună și curte comună, proprietar de o firmă industrială. O firmă industrială cu până în 300 de salariați și cu un profit net de, pe vremea aceea, de 2 milioane de mărci. Deci era o chestie consistentă. Și la serbarea care a organizat-o pentru cei care, cu care a lucrat un an întreg, am constatat că este un alt fel de eveniment, cu totul și cu totul diferit de al nostru, și aveam să-l înțeleg ulterior, și anume că la firmă, la serbare, în afară de acționare, administrație și administratori și salariați, participau absolut tot ce se numește comunitate locală. Poliție, taxe și impozite, fisc, absolut tot. Ulterior, am înțeles din ce am citit și a venit valul, a apărut o noțiune mult mai complexă și mult mai sofisticată, prin care se desemnează cei care au interes ca firma respectivă să funcționeze. Deci, în afară de acționari, în afară de administratori, în afară de participare la profit a salariaților, comunitatea locală. Acea noțiune se numește stakeholders. Da? Deci nu numai aceste trei categorii cu care eram obișnuiți să ne confruntăm la o firmă, ci absolut toată comunitatea. Cred că printr-un dialog și niște întâlniri foarte consistente am putea să introducem această noțiune efectiv în bunul mers social și economic al zonei. Nu există nicăieri mai mult decât o singură explicație care o poți găsi în orice dex asupra acestei categorii stakeholders. Dar dacă el este ajutat să-și facă profit, respectiva firmă, da, are de câștigat și poliția locală, și ANAF-ul, și știu eu, cel care pune lumini la Crăciun sau pentru anul nou din localitatea respectivă, absolut toată lumea. Repet, ca noțiune este foarte strict explicată, dar ca și concept încă nu este dezvoltat nici la ei foarte mult. Dar se practică. Deci câte firme ați socotit, ați luat în... Deci firmele care primesc invitație la top sunt 1832. Câte premii, am zice, pe grup? Câte vin? Cu activitate, 10.500? Sunt 10.800... Aproximativ. 10.800 și ceva, 10.834, cu cifra de afaceri mai mare decât 0. Din cele 10.000,
Dar putem, nu, dar nu ești Florin. Din cele 10.000 sunt vreo 5.000, cred că, eligibile, care îndeplinesc criteriile de top. Criteriile de top sunt... Nu avem aici. Știu, dar am pus din nou asta. Da, da, da. Criteriile de top sunt să aibă cifre de afaceri mai mare de 100.000 pentru micro-întreprinderi, mai mare, mai mare de... 100.000 de lei pentru micro-întreprinderi. Mai mare de 250.000 de lei, celelalte categorii. Da? Din cele 10.000 și câte sunt ele, din cele 5.000 și ceva, probabil aproape de 6.000 eligibile, 1.879 s-au clasificat în top. În top. Adică în top sunt primele 10 de la fiecare grupă de mărime, de la fiecare domeniu, sunt 5 secțiuni, adică agricultură, industrie, construcții, comerț și servicii, astea sunt cele 5 secțiuni. Sunt 14 domenii de activitate, însemnând agricultura e mică, de asta nici n-am mai separat. Industrie, însemnând industria alimentară, industria ușoară, industria prelucrării lemnului și industria prelucrătoare, celelalte decât cele 3. Da? Avem 4 industrii. Construcțiile, comerțul cu ridicata, comerțul intermediar și comerțul cu amănuntul, serviciile, însemnând cercetare, dezvoltare și TIC, am scos această activitate pentru că ea începe să se definească destul de bine în toată activitatea economică, în special TIC-ul. Cercetarea, dezvoltarea este trecută în sensul stimulativ de a încuraja cercetarea și dezvoltarea. Numai că aici avem o mare problemă. Noi avem o singură grupă, avem 3 firme doar, care au ca activitate principală cercetare, dezvoltare, în timp ce Iașiul, putem să gândim comparativ, Iașiul are 30-40. La noi, cercetarea, dezvoltarea, TIC-ul face 100 de milioane, nu spunem aici, spunem în celelalte tabere, face 100 de milioane cifre de afaceri, de euro, 100 de milioane cifre de afaceri, Iașiul face 1 miliard, 900 și ceva de milioane. Da? Deci face de Iașiul, sigur, de ce face? Pentru că are facultate. Facultăți. Pentru că are facultățile. Iașiul are el 700.000, dar cu rezidenți, cu toți, sunt cam în jur de 1.000.000 de oameni la Iași. Deci are o clientelă mai mare. Am scos anul ăsta prima dată, în separat de la servicii, am scos serviciile medicale, unde la fel sunt destul de, uite, servicii medicale, așa, sunt destul de multe firme, vedem că sunt mai mult decât la cercetare, dezvoltare. Ia uitați-vă la servicii medicale. La Bacău sunt 86, la Onești sunt 14, uitați-vă cum la Moinești, Comănești, Dărmănești, sunt mai multe firme la servicii medicale decât la Onești, care Onești în general pe locul 2. Vedeți cum și în zona aia, din cauza, sau datorită cui? Datorită lui Adrian Cotârlesc prima dată, prin ce a făcut el la spitalul la Moinești și pe urmă, datorită disputei dintre Moinești și Comănești, da? Că s-a ambiționat Miron și a zis, las că fac și eu spital. Existența spitalului și a mișcării medicale care este acolo, în sensul bun al cuvântului, a creat această competiție și zona Moinești, care este la jumătate din zona Onești, a devenit cu mai multe servicii medicale decât Onești. Este un lucru bun, uite. Asta. Da, este un generator de afaceri. A devenit, uite ce bine stă. Dar ia uitați-vă, vă rog, cum stăm și sigur că este oglinda a întregii activități. Uitați-vă cum stăm la cercetare, dezvoltare și TIC la Onești și la Moinești. Ia uitați-vă, 7-6. Foarte slab. O să facem. Nu, am spus mai înainte, deci până acum noi n-am judecat, știți foarte bine că n-am judecat așa până acum. N-am judecat pe zone. Când anul ăsta am făcut și am judecat pe zone și am scos Moineștiu și Oneștiu separat zonele, ne-am dat seama, zic, băi, stai un pic,
Hai să scoatem și Buhușul, hai să scoatem și, și podul Turcului. Hai să scoatem. Și poate de ce nu la anul, anul ăsta nu mai avem când, poate de ce nu la anul facem 5 zone, nu mai facem 3 zone. Noi am luat ca organizare zona de acoperire a judecătorilor. Ceea este bună, că așa suntem obișnuiți, oamenii din zone. Noi suntem obișnuiți cu judecătoria Bacău, ei sunt obișnuiți cu judecătoria Bonești, ăsta cu Buhușul. Și o să scoatem probabil, chiar o să separăm și Buhușul ca zonă de acoperire acolo, ca zonă de influență, să zic, și podul Turcului, să vedem ce rămâne, pentru că eu sunt sigur că și Buhușul și mai ales podul Turcului sunt tot în aceeași proporție, dacă nu mai rea. În aceeași oară. Decât Oneștiul și Moineștiul. Și atunci nu te obligă pe tine, indiferent cine ai fi, de unde ai fi, ca să iei și să gândești în sensul ăsta, băi, hai să ajut cu ceva. Să ajut cu ceva, cu ce prima dată? Da? Cu ce? Cu facilități privind taxele și impozitele, pentru că dacă nu ai facilități privind taxele și impozitele, ducându-le chiar la limita mai de jos a legii. Nu te duci ca la Onești cu 2%, ca este o greșeală. Duci la Onești, stare de la Onești este în principal din cauza taxelor și impozitelor, ca să vorbim corect. Vorbesc cu noi. Politici fiscale. Politici fiscale. E mai complex decât asta. Vorbim de nu știu când, de un an și ceva, de 2 ani de zile, cu oneștenii. Hai bă să ne întâlnim. Hai să ne întâlnim. Deci una este să vorbești individual o firmă sau un grup de firme și alta este să te aduni sub pălăria Camerei de Comerț, care este asociația întreprinzătorilor, la urma urmei, care este reprezentantul legal al lor, și să te duci să vorbești la primărie, la prefectură, la instituții, oriunde. Noi trebuie să ne învățăm să vorbim în mod legal, în mod instituțional, în mod organizațional. Pentru că uite ce anomalii, și sunt anomalii. Ce să mai zic? Ia uitați-vă la industria alimentară la Onești, dar uitați-vă la industria ușoară la Moinești, Comănești. Ce vorbim? Uite, mai comparăm lemnul, da? Ia uitați-vă lemnul ce? Resursa naturală care există, că ești normal, e Moinești, Comănești, e Valea Muntelui acolo, Dărmăneștiu. Ia uitați-vă cum numărul de firme e mai mare decât la Onești, se apropie de Bacău. Uite ce simplu se vede din... De ce? Nu știu dacă dăm la condiții. La condiții, prima condiție care este la județ, dăm un pic la condiții, prima condiție necesară dezvoltării afacerilor la județ, când ajungem la județ, am spus existența, receptivitatea, da, există structuri organizatorice la nivelul autorităților naționale, județene și locale. Deci trebuie o agenție județeană care se ocupe de analize și planificare, ceea ce pe noi ne-au zis că suntem comuniști, nu mai facem planificare, nu mai facem nimic și ne-am dus de râpă. Pentru că... Analiza și planificarea nu e inventată pe comuniști. Păi bineînțeles. Da, și asta este. Fă organizații la nivel de județ care să facă analiză și planificare.